Suntem la Gromalim 2017, la standul Fartec. Ce ne puteți spune despre prezența dumneavoastră de anul acesta la târg? Bună ziua! Noi, la fel ca fiecare an, avem toate branduri care comercializăm pentru zootehnie. Suntem specializați în utilaje pentru zootehnie. Brandul principal sau produsul principal e încărcător frontal Schaefer, multifuncțional, până în 50 de fel de accesorii, care tot sunt de folos la zootehnie, la zăpada, la cereale, la mai multe nevoile. Și anul ăsta am venit cu Schaefer, Strautmann, cositoare SIP, tocătoare de paie Tigel, infoliator Govel, tot e o gamă complet pentru zootehnie. Noutatea pentru târg și pentru România? Pentru târgul astăzi am venit cu o remorcă autopropulsată Strautmann Vertimix 2001 SF de 22 de metri cub și am venit cu un încărcător frontal Schaefer articulat telescopic 9640T. Este un model nou de 136 de cai putere. Și modelul ăsta sau utilajul ăsta este introdus în țară înainte să fie introdus în Agritehnica la Germania. Este și expus aici. Asta este utilaj numărul 3 ieșit din fabricație. Primii doi au fost prototip în Germania și asta e al trei. Este și deja vândut la firma Agroind Covaceau de la Oradea. Avem și de 160 de cai. Asta a apărut anul trecut, modelul nou, și deja am vândut peste 20 de utilaje din el. Noutăți avem cositoare SIP, ultima tehnologie de cositoare de lucernă, fabricate în Slovenia. Am început, anul trecut am introdus în Indagra, anul ăsta am vândut foarte bine și cred că la anul o să luăm lider de piață la cositoare și greble și tot ce înseamnă pentru lucrare la lucernă. Cum a fost piața, cum au fost vânzările pentru Fartec în 2017? Să știi, 2017 este un an bun, cel mai bun an. Fiecare an noi creștem cu vânzări aproape 20%, dar anul ăsta cred că am ajuns la 40%. A fost ceva creștere în vânzare neașteptată. Pentru faptul că s-au făcut mult cereale în țară și când e producție mai mult de cereale, este nevoie de mai mult utilaje de încărcat, de manipulat. Există și investiții mai multe în zootehnie anul acesta. Și multe fonduri au fost aprobate și motivul care am ajuns la creștere în vânzare de 40% la Schaefer, dar la toate celălalt am ajuns aproape de 60% restul de utilaje. Pe total cifră de afacere. Da. Planuri, proiecte viitoare? Pentru viitor, planul este să concentrăm la zootehnie și la manipulare cereale. Să-l asigurăm toate gama de utilaje, toate pachet pentru zootehnie, care servește tot ce e nevoie la fermier. Și este în țară acum lipsa de manoperă, cum știe toată lumea. Cu utilajele acestea, un om, două, pot să-l lucrează și servește o fermă de până în 1000 de vaci, numai cu 2 inci, dacă aveți tehnologie. Lucruri este necesar pentru că nu mai sunt oameni, primul lucru, și costul de producție scade mult mai mult când aveți utilaje suficiente. Anul acesta am deschis un punct de lucru nou în Roman și așa ajung la 6 puncte de lucru în țară. Noi suntem prezent în Timișoara de 3 ani, la Ghiroda. Este un spațiu închiriat, e singur spațiu închiriat din toate punctele de lucru, dar am cumpărat un teren pe centura, centura Timișoara, în drum spre Arad. Acolo este cel mai mare spațiu, sunt 6500 de metri și aici va fi centru de logistică la toate utilaje. Tot ce vine de afară va fi descărcat la Timișoara și de la Timișoara se distribuie în țară. Motivul să-l salvăm puțin la transport și să-l avem mai mult prezența în zona aici, la fel cum suntem prezenți și în celelalte zone în țară. Și în octombrie o să începem în Ungaria. Și o să începem să-l avem exclusivitate la toate gama care avem și în Ungaria. Este o piață nouă, o să încercăm. Nu știu dacă o să merge sau nu, dar avem speranță de la țara acolo, pentru că sunt și acolo fermieri, mai ales la zootehnie, este mai dezvoltat decât aici. Începem cu Seghet și după aia, în viitor, în funcție de nevoie, cum merge piața acolo.